consultant la Mucchian PR și o să vă rog, pentru care emoții, să o întâmpinăm cu aplauze. Te rog, Andreea! Mulțumesc, Marta, bine m-am găsit. O să încep cu o întrebare. Cât din sală creează conținut pentru branduri? Scopul prezentării noastre de astăzi este să vă arătăm că a crea conținut este total diferit de a face marketing de conținut. O să încep cu 5 motive pentru care marketingul de conținut este singura șansă și singura cale de urmat a brandurilor. Într-o economie a sharing-ului, conținutul este moneda de schimb. Dacă ne gândim, care este cea mai puternică monedă astăzi? E dolar? E euro? E bitcoin-ul? Oricum ar fi, reușește dolarul să ne ajute, de exemplu, să cumpărăm încredere pentru brand-uri? Nu. Trăim într-o economie a sharing-ului. Ține microfonul mai aproape puțin. Ok. Se aude până. Trăim într-o economie a sharing-ului pe două fronturi. Pe de o parte, sharing-ul de produse și servicii, mulțumim tehnologiei. Pe de altă parte, sharing-ul de informație. Informație împachetată și prezentată ca și conținut. Conținut fie că e amuzant, fie că e util, fie că e interesant, dar un conținut care ne ajută să continuăm o conversație cu oamenii dintr-un grup cu care vrem să interacționăm. Oamenii sunt ființe sociale în natura umană. Ne place să socializăm. Ne place să interacționăm. Socializarea înseamnă interacțiune, interacțiune înseamnă relații, relații înseamnă prietenii. Moneda de schimb rămâne conținutul. Fiecare dintre noi este un publisher. Brandurile astăzi nu mai concurează pentru atenția consumatorilor cu competitorii. Concurează cu memele cu pisicuțe, concurează cu selfie-uri. S-a făcut recent un studiu pe Marea Britanie care arăta că zilnic britanicii postează online 3,8 milioane de poze cu pisici versus 1,4 milioane selfie-uri. Și a cincea parte dintre toți cei care și-au făcut un social account al petului lor spuneau că au făcut asta pentru că consideră că petul lor, pisica sau câinele lor este mai interesant ca ei. Oamenii au nevoie de înțelegerea și de recunoașterea grupului. Au nevoie să se simtă important și asta o face conținutul. Prin conținutul util, interesant, amuzant, cu care pot să se remarce în grup, prin care pot să-și creeze un statut. Jeremy Leslie, cel care în spatele portalului MacCulture, vorbea de superficialitatea din ultimii ani a industriei de media și cum, datorită social media, oamenii au descoperit că au o voce, au o opinie de șeruit și au început să-și creeze propriile publicații, mai calitative decât media tradițională. Fiecare dintre noi este un influencer. Nu știu dacă vă amintiți, prin 2009, un artist canadian, David Kerr, de muzică folk, călătora cu United Airlines și în urma călătoriei i s-a distrus chitara de 3500 de dolari. După 9 luni de plângeri la compania aeriană, ne primind niciun răspuns, a făcut un music video, l-a postat pe YouTube, film care într-o lună a ajuns la 5 milioane de view-uri. Și evident că și-a primit dreptul care îi se cuvenea. La fel, tot în urma unei experiențe cu British Airlines, în 2011, parcă, primul consumator, căruia a venit ideea să folosească Edu pe Twitter, să cumpere un ad pe Twitter, și să se plângă de serviciile British Airlines, care pierduseră bagajele.
Și tweet-ul suna cam așa, nu zburați cu British Airlines, nu sunt în stare să vă, să vă înapoieze bagajele. Evident că a avut un, un baz uriaș. Într-adevăr, acel tweet a costat $1000 ca să aibă impactul pe care l-a avut în final. Dar ideea rămâne că fiecare dintre noi este un influencer. Fiecare dintre noi e hippie, mai mult sau mai puțin. Cumva în ultimii 20 de ani ne-am cam hippizat cu toții, mai mult sau mai puțin. Chiar și corporatiștii sau burghezii am ajuns la o tipizare. Un scriitor american a venit cu conceptul de bobo. Jumate burjoa, jumate burghez. Ai BMW, dar poți converși. Ai salariul de 1000 de euro, dar te mai duci în vamă și stai pe plajă și cânti la chitară. Și cu toată hipizarea asta așa globală în țările dezvoltate, bineînțeles, cumva produsele și serviciile care consumă, care promovează un consum responsabil, au devenit norma. Un consum responsabil, un consum care... Consumerismul pentru hippies e văzut ca un pericol pentru societate, un pericol pentru planetă. S-a făcut un studiu global în care a ieșit că 7 din 10 consumatori consideră că un consum exagerat dăunează planetei și societății. Pe de altă parte, reducerea consumului nu este o opinie populară. Consumul redus, un consum înțelept. Ce înseamnă un consum înțelept? Un consum prin care înlocuiești sentimentul de vinovăție cu un scop nobil. Ne uităm la brandul Ikea, de exemplu, care a avut acea campanie pe Facebook în care timp de 8 săptămâni consumatorii duminica puteau să vândă sau să cumpere mobilă uzată. Un consum care e făcut cu simțul răspunderii, în care te gândești că un produs cumperi atât cât îți trebuie, un produs durează mai mult. Idei ca reciclarea sau mâncarea bio nu mai sunt extravagante. O lume în care sustenabilitatea intră în discursul prezidențial. Este o lume în care brandurile trebuie să dea o perspectivă nobilă și să dea un scop nobil și un simț al răspunderii campaniilor lor. Un alt punct foarte important este că ziarele, tot vorbim de criza industriei de media, dar ziarele nu sunt... ziarul nu e hârtia pe care e printat. Ziarul e mai degrabă o echipă de jurnaliști. Ziarul înseamnă talentul jurnaliștilor, înseamnă opinia acelei publicații, înseamnă politica publicației, înseamnă relația cu publicul. E mult mai mult decât un print. Printul e mediumul. În noua industrie, ziarul ar trebui văzut mai degrabă ca un mijloc de a managui cunoașterea, de a găsi, de a organiza, de a interpreta și de a distribui cunoștințele. În contextul ăsta, brandurile ar trebui, de fapt, întreaga societate ar trebui să schimbe focusul discursului de la salvarea industriei, de salvarea jurnalismului la salvarea societății. Atâta timp cât ne gândim că un jurnalism valoros poate fi realizat pe orice medium și dovadă că cele mai mari publicații nu mai au teamă de lumea digitală, CEO-ul Economistului spunea că le-a luat 160 de ani să ajungă la un tiraj de 1 milion, dar le-a trebuit că doar 7 ani să ajungă la 1,5 milioane de oameni, e un semn bun. Concluzia este că doar o singură cale de a crea, de a ajunge astăzi la consumator pe termen lung, de a-i fideliza printr-un conținut valoros, util, interesant, mai presus de toate util,
și care este distribuit la momentul potrivit, la timpul potrivit, persoanei potrivite. Vreau să insist un pic aici, pentru că când ne gândim că la parte în marketing, ne gândim că da, ok, tot facem conținut, mai mult sau mai puțin, mai ales pe campanii izolate. Dar nu facem conținut ongoing, nu creăm un conținut care să transmită atributele unui brand, dar să fie în același timp relevant pentru consumator. Un conținut care să-l ajute pe consumator să jongleze și să-și ia informațiile și să jongleze un pic și să-și trăiască viața mai bine. Un conținut care să fie într-adevăr util. Pe de altă parte, o mare greșeală pe care o facem este că ignorăm contextul. Contextul este esențial. Contextul înseamnă că oricât de valoros este un conținut, nu va fi văzut dacă nu are distribuția corectă. Foarte multe branduri creează conținut mișto, îl pun pe YouTube sau pe Vimeo și ne întrebăm, wow, de ce nu are view-uri? Nu mai băgăm bani în creare de filme, de exemplu, pentru că nu funcționează. Am ne gândim că nu am creat contextul perfect. Nu știm unde este consumatorul nostru la anumită oră, cum îl atingem, pe ce canal, și la momentul potrivit și timpul potrivit. O altă greșeală pe care o fac brandurile în obsesia de a atinge like-uri și share-uri este să fie obsedate cu sistemul de distribuție. Cum apare o nouă rețea socială, suntem acolo. Nu contează, a apărut dimineață, hai să creăm conținut acum, ad hoc, pe cine luăm, cine ne ajută. Asta e o chestie foarte nasoală pentru industrie, pentru că conținutul este la fel de valoros ca și oamenii care îl produc. Conținutul trebuie produs de creatori profesioniști de conținut. Și o să dau câteva exemple de branduri care au făcut și fac într-adevăr content marketing din ce în ce mai bine. De exemplu, Dell are o pagină, Tech Page, cu știri din industrie, au logo-ul pe pagină, dar 80% din conținut este nebrandat. Jurnaliști, cea mai mare parte, peste 60% conținut este curat, preluat de pe Forbes, de pe Reuters și au o echipă de 12 jurnaliști care fac și conținutul propriu. Red Bull, care este exemplu prin excelență de marketing de conținut, care au o echipă de 135 de jurnaliști, foarte mult de la BBC, au o publicație cu 5 milioane de subscriberi, au un record label și au două studiouri de film. Ca și Insanu, care are stație TV, iarăși cu jurnaliști de la BBC, cea mai mare parte din conținut, ne fiind conținut despre Nissan, ci conținut din industria auto. Coca-Cola și-a regândit homepage-ul ca o publicație. E adevărat că arată un pic corporate, dar jurnalismul făcut de foarte vizual și colorat și produc într-adevăr conținut continuu și într-o rată, într-un ratio de 60-40% conținut despre Coca-Cola, despre angajați, despre lucrurile bune pe care le fac în comunități și conținut independent. Cam asta ar fi. Ideea principală este că conținutul de marketingul de conținut trebuie să își asume că trebuie să producă conținut continuu, ongoing, conținut mai presus de toate, util și livrat într-un context, la momentul potrivit, persoanei potrivite, pe canalul potrivit. Cam asta ar fi. Mulțumesc frumos, Andreea. Ok, mulțumesc mult, Andreea, vă rog dacă aveți întrebări. Nu, să nu mulțumesc, a fost foarte clar. Rugăm